Nu. Domnule Iancu, cine este pentru dumneavoastră personal și pentru familia dumneavoastră, și știți de ce vă întreb, și pentru familia dumneavoastră, Augustin Lazăr? Este cel de-al doilea om care a condus la pierderea familiei mele. Primul a fost Vasile Gheorghe, directorul direcției a patra, adică cel care, mă rog, a dat ordine, mi-a Direcția a spus. patra, securitate, da. Da. Dar îmi puteți Mi-a spus. explica de ce ziceți acest lucru, că este omul, al doilea om care a dus Al la doilea, pierderea păi, familiei? permit să Vă vă rog. imediat vă explic. Mă rog, trecem peste Vasile Gheorghe, m-a condamnat la 10 ani, mi-a redus 2, am rămas la 8, a venit un decret și am rămas la 5 ani și 4 luni, care i-am făcut la aiud. Dar cum i-am făcut? Mai bine zis, nu i-am făcut. A rămas. Eu urma prima. O dată de 9 septembrie aveam dreptul la prima plecare din penitenciar pe baza consimțământului meu, adică la solicitare, și plus că aveam, o să și vă arăt dacă vedeți, toate caracterizările. Eliberare condiționată, cum Da, s-ar da, spune da. acum. Acum. Ei, toate erau, caracterizările sunt ok. Toate scriu exemplar deținut absolut. Și la sfârșit, timp insuficient pentru reeducare. De ce vă spun că acest om, că așa suntem obligați să-i zicem, asta nu era om, să nu-l vezi, și de 4 ori m-a amânat, încă, deci am făcut 4 ani de zile. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă când știi că trebuie să pleci. E un drept al tău. Nu făcusem, nu omorâsem, n-am înjurat, n-am bătut pe nimeni, nu nimic, decât că aveam un mod de gândire diferit de al, știe, sistemului. Ei, cu toate acestea, acest om n-a avut bunul simț în el să mă vadă, domnule, să-l văd și eu pe ăsta, avea dosarul. Să-l văd și eu, uite, zice că a fost ofițer. Să-l văd și eu la față cum arată, să-l văd ce zice, de ce și cum. Numai pur și simplu să tragi linie și să mă faci să execut încă 4 ani de zile. Venea abiată soție cu copiii după ea. La aiut, vă dați seama. Și era greu în perioada aia. Am lăsat-o cu 2 copii. Dar iar nu s-a lăsat. A venit tot timpul după mine. Numai că, dar ce să vă zic, numai ea a suferit. Toți cumnații, toate surorile ei și un frate, toți și prietenii i-a luat la răscolit. Le-a întors bibliotecile pe dos, aiurea. Ce făceați la Revoluție? La Revoluție, eu m-am reușit să mă angajez 3 luni de zile printr-un prieten la demolări. Probabil dirijat tot de ei acolo și lucram la demolări. Și pe Edgar Chinei aveam sediu și de acolo se vede la Comitetul Central. Și au venit fetele de la contabilitate care îmi cunoșteau povestea. Zice, Neancule, o, ți-a venit ziua, ia uite ce e acolo. M-am dus la geam, m-am uitat și l-am luat pe Popescu, care era secretarul Comitetului UTC, hai să mergem și noi acolo, zic, ne înrolăm. Uite, împotriva lui Ceaușescu, s-a strigat deja, dăduseră și cu
ce a vrut să se reie acolo, părsese și geamul, nu altul. Noi n-am apucat să mergem decât până la biblioteca, până la magazinul Muzica. Ne-au întors înapoi și de acolo am plecat la sala Dales. La baricadă. La baricadă. Acolo ați fost rănit? Nu, n-am fost rănit, am fost acolo. I-am întâlnit pe Radu, pe ăsta, pe Dan Iosif, în dreapta lui am fost. Am Radu, Sila, Ghi, iată că... Și toți cei care au participat atunci la... Da, era și Roman la... și... La Revoluție. Da. Ce ați simțit atunci? Atunci am participat cu toți acolo să facem baricada. Am făcut baricada, inclusiv de la întreprinderea mea a venit un multicar din ăsta, care până la urmă i-au dat foc. Am reușit să facem baricada și i-am spus lui Dan, măi, Dane, să știi că până la 12 noapte avem, la 12 noapte ai să vezi că și exact așa a și fost. Acum, când am trecut acolo, că am mai coborât după baricadă și am mers până stăteam în Magherul, la etajul 1, acolo, lângă Lido. Și m-am dus până acasă și când am venit, am trecut, am văzut că e sânge pe trotuar. Probabil am călcat chiar pe sângele copilului meu. Dar nu știam. N-am știut. Noi am căutat-o toată noaptea, eu am rămas toată noaptea în CC. Luiza. Era doctorul Rapidului, i-am povestit, el m-a trimis la niște medici de la Institutul Medico-Legal, tot s-o găsim. A găsit-o ginele meu, cel cu care era căsătorită. După 3 zile, la Candacuzina. La... Ce să fac? La Revoluție? Am încercat de mai multe ori să... La lovitură de stat, înțelegem, că n-a fost Revoluție. Nu asta aflăm acum? Bine, asta aflăm pentru cei care n-au fost cu sufletul la Revoluție. Păi nu domnul Lazar, același păi domn Lazar. Păi dacă el... Păi el puteți să-l întrebați ce a făcut la Revoluție. Ce